Dumnezeu să vă binecuvinteze oriunde v-ați afla. Astăzi am făcut parizel de casă. Este foarte gustos și merită să încercați și voi. Este foarte simplu de preparat și mă gândesc că este mult mai sănătos decât cel cumpărat. Și în continuare vă arăt modul în care am procedat eu. Voi folosi 500 de grame de carne de porc, piper măcinat, 2 lingurițe din acesta mică de cafea, deci 2 lingurițe din acestea, coriandru, 2 lingurițe tot din acestea, nucșoară, o linguriță, sare, 2 lingurițe, boia de ardei dulce, 2 lingurițe, usturoi, sunt 2 căpățâne mari de usturoi. Acum, la condimente, fiecare poate să pună cam ce dorește și ce gândește că i-ar plăcea. De aceea, astea poate să difere față de cum vă place vouă. Așa că puteți să puneți chiar condimentele care le preferați dumneavoastră. Eu vă spun doar cum am procedat eu. Am mai pus 50 de grame de măsline, le-am scos în burele și le-am tăiat feliuțe, un ardei roșu gras, 70 de mililitri de ulei de măsline și 3 ouă. Așa, și voi proceda astfel. În blender voi pune carnea. Carnea. Ouăle, uleiul de măsline, așa, sare, boia, nucșoară, coriandru, piper și usturoiul. Și am să-l mixez până devine o pastă. Așa. Am terminat de mixat, l-am scos în acest vas și am să tai cubulețe, doar o jumătate de ardei, că nu fac doar 2 batoane și atunci nu am nevoie de un ardei întreg. Așa, le-am tăcat mărunt. Îl pun și pe asta deoparte. Și acum am să întind o folie alimentară. Eu am pus în 2 folia, că mi se pare că e un pic cam subțire folia asta mea și atunci am pus-o în 2. Ca să fiu sigură că nu îmi crapă. Așa, și am să pun jumătate
aproximativ din cantitatea de această pastă. Aproximativ jumătate. După cum am spus, nu fac multă pentru că nu trebuie să stea niciodată aici la noi, dar am zis că totuși mai bine proaspătă și așa. Așa, și am să încerc să fac un baton. O să-l închid așa. Așa, cât mai perfect. Și am să-l prind aici cu o sârmuliță din aceea ce găsiți în pachetele de pungi pentru congelator. Așa, și pe capătul celălalt am să pun. Una. Așa. Și surplusul am să îl tai ca să nu mă încurce la fiert. Una este gata și îmi pregătesc și pe a doua. Și asta am pus-o tot în două. Așa. Folia este pregătită, dar aici am să adaug ardeii. Așa. Și măslinele. Ca să fie unul simplu și unul cu ardei și măsline. Acum voi puteți adăuga altceva sau chiar nimic, dar eu m-am gândit că așa o să fac de data aceasta. Am să o golesc și asta aici pe această folie. Așa. Așa, am să încerc să-l închid cât mai bine. Așa, l-am închis cât am putut de bine. Am să pun și pe astea sârmuliță din acesta. Așa. Între timp am pregătit o oală la fiert și am să le pun la fiert aproximativ 40 de minute. Așa le-am făcut, așa mi-a ieșit. Așa, după cum am spus, oala este pe sobă. Astea am să le introduc aici în apa aceasta fierbinte. Și am să le fierb la foc mic aproximativ 40 de minute. Le-am scos de la fiert. Am luat și folia că nu îmi plăcea cum dă la cameră. Dar aia n-are nicio importanță, că gustul este cel ce face diferența. Am să-l las un pic să se înrăcească, după care am să îl tai felii să vedeți cum arată și pe dinăuntru. S-a răcit, să vedem cum arată și în interior. Așa arată. Este foarte gustos. Uitați ce
ce bine arată. Și să vedem și celălalt. Așa, asta e simplu. Așa că puteți să încercați și dumneavoastră. Uitați ce bine arată. Este foarte gustos. Și vă mulțumesc că mă urmăriți. Să aveți o zi binecuvântată.